Cred că unul dintre psalmii cei mai uh, irelevanți pentru cultura secolului 21 este psalmul cel mai lung din Scriptură. Știți care este da? 119. Psalmul 119, este un psalm al legii lui Dumnezeu. Iar noi, prin educația noastră, ca societate, ca și cultură, nu mă refer la educația noastră la biserică, educația noastră, ca și cultură, noi ne îndepărtăm de ceea ce este legal normativ, obligatoriu. Noi nu mai avem nevoie de ideea de trebuie. Este prea constrângătoare pentru noi și merge mult mai mult pe realitățile descriptive, care descriu cine suntem și ceea ce suntem. Și ne mulțumim cu a fi. Nu cu ceea ce ar trebui să fim. Ceea ce ar trebui să fim ne stresează. Ceea ce suntem ne convine. Și atunci trecem de la ceea ce ar trebui să fim la ceea ce ne convine. Ceea ce m-a frământat pe mine în legătură cu psalmul 119, este faptul că psalmistul, cel ce a scris psalmul acesta, zice: Legea ta este desfătarea mea și zice mai departe, și ziua și noaptea mă gândesc la ea. Și am intrat într-o zonă a marilor întrebări și anume m-am întrebat eu pe mine însumi. Oare ce a găsit psalmistul atât de extraordinar în legea lui Dumnezeu că fraților este simplă. Nu are ceva extraordinar. Mă voi referi acum la cele 10 porunci. Sunt persoane care spun că cele 10 porunci nu au nimic excepțional în ele însele și se aseamănă destul de bine cu codul altor legi care s-au dat la vremea respectivă, spre exemplu, codul lui Hammurabi. Se face în ultima vreme destulă referire la codul lui Hammurabi. Deși codul lui Hammurabi a fost în Babilon, iar Moise a fost în Egipt, Deși cele două culturi nu au la vremea respectivă legături una cu cealaltă, până și limba și scrierea sunt diferite, cu toate astea, eu știu, oamenii de cultură din ziua de astăzi, pentru faptul că au găsit codul legal al lui Hammurabi și au găsit în el niște asemănări cu ceea ce vor fi cele 10 porunci ale lui Moise, I-au zis trebuie să se fie inspirat unii de la alții. Adică Moise, trebuie să se fie inspirat de la Hamurabi. Vedeți dacă ar fi ceva excepțional în legea lui Dumnezeu, ar trebui să fie cu totul și cu totul deosebită de ceea ce au scris alți oameni. Este sau nu este? Dacă ar trebui să găsim în legea lui Dumnezeu frumusețea ei, aplicația și importanța ei deosebită pentru noi astăzi, dacă ar trebui să ne considerăm fericiți că Dumnezeu ne-a oferit această directivă morală, această, această capodoperă a moralității, dacă ar trebui să fim fericiți, oare. Am găsit secretul acestei fericiri. Deuteronomul 18 cu 13. Tu să te ții în totul, totului, tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Vreau să vă întreb, nu e cumva prea mult? Adică, în totul, totului, tot. Nu este prea pretențios Dumnezeu aici? Adică mai dăm, Doamne și mie, voie o iotă sau o frântură de slovă să o fac după cum vreau eu. De ce ești atât de Atențios. Această exactitate, în foarte multe situații, deranjează ființa umană care vrea să aibă libertate și care confundă libertatea cu libertatea firii. Sau cu altfel spus, sau altfel spus, libertatea fără de legii o libertate fără lege. Din ce în ce mai mult vremea mea înțelege libertatea așa, libertate fără lege. În timp ce Dumnezeu spune că legea este legea slobozeniei. Și mă face să înțeleg în felul acesta că libertatea sau slobozenia devine o realitate abia în momentul în care este implementată sub formă de lege. Dacă cineva dă o lege sfântă, dreaptă și bună, atunci legea aceasta reprezintă cadrul libertății umane. Cadrul libertății umane în termeni sociali, în termeni juridici, în termeni morali, în termenii culturii <coughs> Uitați-vă puțin și comparați. Comparați libertatea culturală sau socială în zona creștină și comparați libertatea oferită în zona necreștină, undeva dincolo de creștinism, unde vreți dumneavoastră, în cultura hindică, în cultura budistă, în cultura islamistă, încercați să vedeți libertatea acolo și spuneți-mi, vă rog, prin comparație. Unde s-a născut libertatea? Și veți observa că, într-adevăr, cea mai profundă noțiune a libertății s-a dezvoltat în zona cuvântului lui Dumnezeu. Acolo unde Dumnezeu a spus, Matei capitolul 5 cu 18. <coughs> nici o iotă sau o frântură de slovă din lege nu va trece până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri. Și acolo unde slova și frântura au contat, acolo libertatea a devenit extrem de frumoasă. Uneori e greu de înțeles lucrul acesta, dar acesta este provocarea pe care ne-o face Dumnezeu. A fi liberi apărați de o lege a sa, reprezintă, reprezintă comoara pe care Dumnezeu a dat-o ființei umane. Atunci când pe Muntele Sinai a oferit cel mai frumos dar intelectual și moral pe care Divinitatea l-a putut da ființei umane. Când Dumnezeu a vrut să comunice cu ființa umană, Dumnezeu a comunicat în felul acesta. Și apoi a dezvoltat noțiunea de lege a lui Dumnezeu în ceea ce privește legea ceremonială, legea civilă, legea sanitară și altele. Dar așa a început. A început cu 10 propoziții pe care le-a rostit și le-a scris și apoi le-a dezvoltat într-un cod de legi pe care îl găsim până în ziua de astăzi în Tora ebraică dar eu vreau să mă întorc la ceea ce de fapt am cu ceea ce de fapt am, înțel am început și anume uh, câte feluri de adevăr pot exista în lumea noastră. Câte feluri de bine. Cum apreciem până la urmă cântărirea între bine și rău, între neprihănit și păcătos, între păcat și neprihănire. Această cântărire, cât de ușor sau cât de dificil se face. Un caz. Deschideți Sfânta Scriptură cu mine pentru analiză în Exodul, capitolul 32. Și aici, de la versetul 1, citim. Poporul văzând că Moi se zăbovește, pe munte, s-a strâns în jurul lui Aron și a zis, Auzi, fă un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, ca și stâlpul de foc și stâlpul de nor de până acum. Ei nu cereau altceva. Același lucru. Dar cât o să stăm aici? De 40 de zile stăm, o lună de zile și a trecut și Moise nu mai coboară. Cine știe ce s-a întâmplat cu el? Dă-ne un Dumnezeu să mergem, să ne continuăm călătoria, că noi avem treabă, noi trebuie să ajungem în Canaan. Versetul 2. Aron le-a răspuns, scoateți cercei de aur din urechile nevestelor, fiilor, fiicelor voastre și aduceți-i la mine. Comentariile spun că în momentul acela, Aron a vrut să îi blocheze el știa cât de mult evreii ținau la bijuterii. Câtă vreme fuseseră robi în Egipt, n-a fuseseră de astea. Când au ieșit din Egipt însă, cuvântul spune că evreii i-au jefuit pe egipteni. Și ce le-a luat prima dată? Bijuteriile, sigur că da. Și acum aveau în urechile lor la mâinile lor și la picioarele lor aveau toate bijuteriile pe care le aveau egiptenii. Sigur. Trecuseră trei luni de zile doar. Trei luni de zile. Hai patru luni de zile. Să zicem că Moise a mai stat o lună de zile pe munte. Patru luni de zile trecuseră de când le puseseră pe ei. Erau la început. Era dragostea din tâi după bijuteriile astea. Nu poți să spui că m-am plictisit de ele, lasă-le, că nu le mai port, că mi-ajunge, nu? Era, era atunci, era în vervă. Fetele, în fiecare zi, ieșeau și-și plimbau bijuteriile. Copiii la fel, bărbații la fel. Asta era. În pustie ce să faci? Decât să-ți plimbi bijuteriile prin tabără. Aron știa lucrul acesta și din cauza asta le-a impus un lucru care era dureros pentru ei. Aduceți voi bijuteriile voastre ca să facem un vițel de aur, adică deveniți voi mai săraci pentru ca să avem un exercițiu religios. Foarte rar oamenii fac lucrul acesta. Noi la Lomalinda ne este foarte greu la un moment dat să facem o Colectă, în așa fel încât toată biserica să dea ceea ce are cel mai scump, cel mai frumos la care ține cel mai mult. Nu! Noi dăm și noi la biserică, dar cât un dolar, câte doi, ăștia care ne putem dispensa mai ușor. Da, nu diamantele, nu aurul, nu argintul, nu lucrurile, lucrurile care erau comoara a Egiptului, adică Ăsta, iertați-mă, dar erau investiții pe termen lung. Moneda se putea schimba, dar astea erau investiții pe termen lung. Și Aron a crezut că ei nu vor da niciuna dintre acestea. Spre surpriza lui, Aron a descoperit că poporul jertfește. Toți și-au scos cercei de aur din urechi și-au adus lui Aron. Toți a fost un gest de bunăvoință populară cum Aron nu s-a așteptat. Poporul dorea fenomenul religios, dorea să se închine. Contează cui? Se pare că nu. Se pare că nu. Până acum avusese în mijlocul lor pe Jehova, stâlpul de foc, stâlpul de nor. Acum ei erau de acord cu un fenomen de tranziție foarte dureros. De acum încolo vor avea înainte ce anume? Vițelul Apis. Ăsta îl vor pune înainte. Contează? Pentru noi astăzi, da, pentru ei nu. Trebuie să ne gândim foarte mult la acest contează. Aron a luat aurul din mâinile lor, a bătut aurul cu dalt, a făcut un vițel turnat și a zis Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Iertați-mă, de unde vine segmentul ăsta? Mulțumesc! Din porunca întâi. Aaron recită jumătate din porunca întâi. Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Punct. Este liturgic. Când a văzut Aaron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui și a strigat. Mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. Apropo. Uh... Ce cuvânt a rostit aici Aron când a zis în cinstea Domnului? V-a spus vreodată? Întrebarea asta e important. În original, apare la Yahweh, înaintea Domnului. Și nu spune El ca un Dumnezeu generalizat. Nu. Spune. Va fi o sărbătoare în cinstea cui? Lui Iahve. Numele era luat din rugul aprins. Acolo Dumnezeu se recomandase lui Moise și spusese, eu sunt cel ce sunt, adică Iahve. Și uh, Aron spune, noi mâine vom face o sărbătoare în cinstea lui Iahve. Uh, cum îl chema pe boul respectiv? Pe vițelul respectiv? Nu? Îl chema Iahve? S-a schimbat. Mult sau puțin? Că asta e treaba, dacă schimbi, cât schimbi, până unde schimbi? Că vă rog să observați, n-a schimbat numele, așa este? Numele e același, Iahve, ce a schimbat? Chipul? Sigur că da, a schimbat chipul. Chipul Dumnezeului nevăzut l-a schimbat cu chipul unui dobitor cu patru picioare, spune Sfântul Apostol Pavel în Romani 1. Asta au făcut. Da, da, tot Iahvei este. a doua zi, versetul 6, a doua zi s-au sculat dis de dimineață, au adus arderi de tot și jerfe de mulțumire. Sunt jerfe curate din punct de vedere ritual sau nu? Sunt, vă întreb, au adus jerfe după lege sau nu? După lege. Au adus jerfe după lege în fața unui unui vițel pe care îl chema Iahve. Încurcătura e mare și e făcută în așa fel încât să nu deosebești prea bine minciuna de adevăr, nici să spui cu claritate că ai apostaziat? Că nu poți să spui că ai apostaziat pentru că te închin tot lui Jehova cu jerfe curate și așa mai departe. Mâine o sărbătoare în cinstea Domnului era iarăși o sărbătoare foarte ciudată că nu fusese până acum deloc în calendarul poporului evreu și dintr-o dată Aron își permite să înființeze o sărbătoare cum n-a mai fost până acum, e așa ca în anul 321. Când Constantin cel Mare vine și spune, știi ce, până acum voi ați ținut ce a ținut sâmbăta, dar de acum înainte, vă spun eu, de mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. Și va fi când? Păi când se potrivește cu soarele când se potrivește cu soarele, adică ziua întâi care era ziua soarelui. Apropo, vițelul Apis, în cinstea cu era închinat? Poftiți? Între cele două coarne ale boului Apis, întotdeauna apare discul solar în Egipt. Țineți minte. Întotdeauna apare discul solar. Vițelul era închinat cu ei? Soarelui. În anul 321, din nou, în ziua soarelui, s-a rostit numele lui Jehova. Și a zis, astăzi, noi, în ziua soarelui, ne închinăm lui Jehova. Ca și atunci când s-a zis astăzi înaintea lui Apis care este închinat Soarelui noi ne vom închina în cinstea lui Jehova. Sigur că da, dumneavoastră puteți spune că lucrurile astea sunt forțate, asociațiile pe care le fac eu sunt forțate. Nu! Nu vă contrazic! Cu toate astea vă rog să observați dacă nu cumva există o strategie, aceeași strategie, care, eu știu, se perpetuează, lucrează în același fel, la diferite ocazii, cu alte personaje, dar în același fel. Deci, poporul a adus, arde de tot, jărfe de mulțumire s-a sculat în dis de dimineață, a făcut sacrificii, a dat din pungă tot ceea ce era mai scump. Spuneți-mi, vă rog, unde a început să se rupă logica? Poporul a șezut de a mânca și a băut, apoi s-au sculat să joace. Aici logica se rupe. Poporul s-a sculat să joace în fața lui Jehova jocurile de unde? Din Egipt. Jocurile din Egipt erau bine cunoscute de Moise. Moise era pe munte. În fața acestei realități Dumnezeu rupe întâlnirea și spune du-te înapoi, căci poporul tău s-a stricat. Și se coboară și aude de la distanță aude melodiile, jocurile rituale pe care ele știa foarte bine din Egipt, pentru că el crescuse în tagma preoțească. El le știa pe toate. Și în timp ce Iosua zice, ei, cred că suntem atacați Că cum strigă. Și, și aici probabil că este nevoie să facem o observație. Nu e vorba de o muzică clasică. Nu e vorba de doine câmpenești. Este vorba de o muzică ce seamănă cu strigătele de război, de luptă. Este un fel de discotecă modernă în care difuzoarele sunt date la maxim și bitul acela da, de ritm se audă până sus. Da, Iosua e încurcat, Moise nu. Știa de la Dumnezeu și știa din propria lui experiență despre ce este vorba. Acum, doar atât pentru seara asta. Faceți o comparație între Aron și Moise. Cine era mai blând, Aron sau Moise? Cine era mai blând, Aron sau Moise. Poftiți? Scriptura spune că Moise era cel mai blând om de pe fața pământului. Deci, în mod clar, era mai blând decât Aron. Da? Bun. Și acum, observați ce se întâmplă. Versetul 19. Pe când se apropia de tabără, Moise a văzut vițelul și jocurile. S-a aprins de mânie. Cine? Nu, cel mai blând om de pe fața Pământului. Vreau să vă întreb, de ce nu s-a aprins de mânie Aron? S-a aprins de mânie a aruncat tablele din mână și le-a sfârmat de piciorul muntelui. De ce? Foarte mulți vorbesc că gestul, a fost, gestul acesta a fost necontrolat, că Moise n-ar fi trebuit să facă lucrul acesta, pentru că cele două table de piatră erau tablele legii lui Dumnezeu și el nu avea dreptul să le spargă. Corect sau incorrect? De ce le-a spart? Din ce cauză le-a spart? mânie? Frații mei nu mai aveau rost cele 10 porunci. Nu aveau rost. În condițiile unei asemenea harababuri, în condițiile una, unei asemenea sincretism, în condițiile unei asemenea compromis, cele 10 porunci nu mai aveau loc. El nu mai aveau rost. Ele se numeau mărturia sau legământul. Poporul lui Dumnezeu ieșise din legământul lui Dumnezeu. Ce rost mai aveau cele 10 porunci? Încă o dată, cele 10 porunci nu funcționează în contextul acesta de amalgam religios. Nu funcționează. se avea în mână un criteriu moral care era degeaba. În momentul acela. Criteriul acela moral putea să funcționeze numai în mijlocul unui popor credincios, care nu amestecă binele cu răul și care nu numește răul bine și binele rău. În condițiile acestea, cele 10 porunci ale lui Dumnezeu, legea morală a lui Dumnezeu, are rost. În condițiile acestea ale compromisului, cele 10 porunci sunt în plus. Faptul că societatea americană sau cultura americană de astăzi a scos cele 10 porunci din cultura, din elementele de cultură ale acestei societăți, ale acestei vremi, demonstrează lucrul acesta. Cu cât devenim mai sincretici, cu cât devenim mai compromiși în gândirea noastră, cu atât noi nu mai avem nevoie de cele 10 porunci. Pentru că cele 10 porunci ne fac să... Știm despre ce este vorba. Să fim foarte exacti. Să deosebim adevărul de neadevăr. Și rătăcirea de drumul drept. Dar dacă nu ne interesează lucrul acesta, dacă nu ne mai interesează, atunci ce rost mai are? Să-ți dea Dumnezeu cele 10 porunci. a luat vițelul pe care îl făcuseră ei, spune versetul 20, l-a ars în foc. Vreau să vă întreb, a fost instantaneu sau a durat o vreme până a ars vițelul acela în foc? A durat ceva. L-a prefăcut în cenușă, a presărat cenușa pe fața apei și apoi le-a dat-o să -o bea. I-a obligat să bea. Și acum spuneți-mi, vă rog, cine e mai blând, Moise sau Aron? Mă puteți ajuta? cine e mai blând? Moise sau Aron? Vedeți cât de greu e? Vedeți cât de greu e? Că asta e problema. Că e greu. Că în fața păcatului cel mai blând om pare intransigent și omul care este intransigent, nu atât de blând, pare cel mai blând om. S-au uitat la cei doi și au zis, vai ce calm, Iaron, vai ce ținută, ce înțelegător, ce tolerant. Ce inclusivist? Că ce am făcut? Spuneți-mi mie ce am făcut? Unde am greșit? Că ne-am închinat-o la Iahve Și am adus jerfe tot cum a trebuit. Că am făcut un chip de aur? E adevărat. Dar Dumnezeu este un Dumnezeu al diferitelor chipuri. Și așa mai departe. Filozofia găsește soluții aici. Iar Mois se uite ce face. Uite cât de intransigent e. Hmm. Aș vrea să mă opresc aici în seara asta. Aș vrea să înțelegem că trăim într-o vreme în care compromisul ne pune în punctul riscant. de a pierde zelul pentru Dumnezeu. Compromisul ne pune pe punctul ca să nu mai găsim niciun moise care de dragul lui Dumnezeu să se opună răului cu toată puterea. Sub diferite motive, noi spunem, nu vreau să mă pun rău cu fratele, nu vreau să mă pun rău cu sora, nu vreau să fiu împotriva cuiva. Nu vreau să fiu considerat ca fiind rău. Vreau să fiu considerat și eu ca fiind bun. Vreau să fiu acceptat de ceilalți. Vreau să fiu și eu tolerant. Și așa mai departe. Și lista poate continua. Și în timp ce găsim foarte rar oameni care de dragul lui Dumnezeu să stea ca moise, în același timp se proliferează. Personalitatea numită Aron. Se numește cer, cererea de piață. Se vine în fața mulțimii și se întreabă ce vreți? Și conducătorul cel mai bun este acela care poate să satisfacă cerința mulțimii a bisericii. Poate, Doamne ferește. Adunării. Poate, Doamne ferește. Și dacă cel ce este aici răspundă la nevoia adunării, și anume, hai să facem un vițel. Bine, vițel vreți? Vițel vă facem. Vreți să vă ridicați, să jucați? Nu e nicio problemă. A doua zi, o sărbătoare. Și vă puteți manifesta cum doriți. Este vremea să vă deschideți. Nu să vă închideți, să vă exprimați, nu să deveniți frustrați. Și așa mai departe. Biserica, sub călăuzirea lui Aron, reușește să-și formeze propria ei personalitate, personalitatea firească. Interesant este de asemenea că biserica ce își dezvoltă o realitate sau o personalitate firească, o duce bine. Biserica respectivă spune, dar e nemaipomenit. Ne simțim extrem de bine. Asta este ceea ce vrem. Noi cerem, iar conducătorii noștri sunt înțelepți, sunt amabili, sunt blânzi, sunt nemaipomeniți. Adevărul, dragii mei, nu e de vânzare, și nu se cumpără. Iertați-mă, nu se vinde. În condițiile de astăzi, Dumnezeu vrea din partea noastră să înțelegem că legea lui Dumnezeu reprezintă caracterul său și că atunci când El spune nicio iotă, nicio frântură de slovă, El se referă la caracterul său imutabil, complet și desăvârșit. În întâlnirea noastră viitoare vom vorbi despre primele patru porunci, ca fiind exprimarea caracterului lui Dumnezeu. Am dorit să înțelegem de ce, într-adevăr, este extraordinar, este excepțional ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Muntele, acela al întâlnirii cu el. Există patru porunci care vorbesc despre Dumnezeu și există șase porunci care vorbesc despre oameni. În codul lui Hamurabi nu se vorbește nicio clipă despre zei. Se vorbește doar despre Hamurabi. Responsabil cu aplicarea sistemului juridic în vechiul Babilon era regele. Responsabil cu aplicarea celor zece porunci a sistemului juridic în poporul lui Dumnezeu este cine? Este Dumnezeu. Peste fiecare poruncă dintre cele șase se aplică patru porunci care vorbesc despre Dumnezeu. Și datorită acestor patru porunci care vorbesc despre Dumnezeu, fiecare poruncă ce ține de relația interumană crește, se dezvoltă, capătă o identitate spirituală, ajunge la o calitate greu de înțeles altfel. În momentul în care Dumnezeu spune, da, al vostru să fie da și să nu jurați nici pe cer, nici pe pământ, în momentul acela, Dumnezeu spune lucrul ăsta datorită faptului că este El cel ce face din cer și din pământ așternutul picioarelor sale. Din cauza lui Dumnezeu să nu juri. Da al tău să fie da și nu, nu din cauza lui Dumnezeu, nu din cauza semenului. Când Dumnezeu spune să nu te uiți după o femeie, să o poftești în inima ta, nu este datorită semenului tău, ci datorită Lui. Sfințenia e a lui, nu datorită omului. Nu este sfințenia omului. Există legi în, eu știu, în teologia creștină care permit ca un bărbat să se uite, dar fără să aibă o relație. Dumnezeu nu permite lucrul acesta. Am făcut trimitere la cazuistica medievală, care dădea voie la așa ceva. când ți se spune să-și cinstești părinții, nu implică asta că părinții tăi sunt perfecți, ci implică faptul că fiecare părinte este tipul Tatălui Ceresc. Și cinstește-ți tatăl și mama pentru ca să poți să-l cinstești liber pe Dumnezeu. Aceasta este Perspectiva pe care Dumnezeu o vrea de la fiecare dintre noi. Și aceasta este ceea ce vom continua în întâlnirea noastră viitoare. Acum, la final, e vorba despre ce fel de oameni suntem. Între Moise și Aaron, adevărul trebuie să fie judecat întotdeauna după caracterul lui Dumnezeu. Vom învăța. Cine este Dumnezeu? Atunci când vom ști să identificăm credincioșia, puritatea, legământul, mântuirea și legea lui Dumnezeu în calitatea umană, în calitatea unui om. Domnul să ne ajute să dorim chipul divin în viața noastră. În seara aceasta, Părinte, am dorit să așezăm cugetele noastre înaintea tronului Tău de Har, pentru ca să putem să înțelegem majestatea adevărului Tău și a neprihănirii Tale. Frumusețea aceasta extraordinară a unui Dumnezeu care nu face compromis cu răul, cu păcatul, cu neadevărul sau cu nimic altceva. Și care rămâne același ieri, azi și în veci, ca un model extraordinar pentru fiecare dintre noi. Ferește-ne, Doamne, de propriile noastre compromisuri. Ferește-ne de. Momentul în care noi suntem tentați, Doamne, să cedăm tendințelor noastre personale, plăcerilor noastre, preferințelor noastre, acele lucruri pe care le plătim din greu și pentru care facem sacrificii mari, pentru că sunt preferințe firești. Și, Doamne, dincolo de asta sunt chemările tale: la neprihănire, la frumusețe, la dragoste, la adevăr, la sfințire. Vă, Doamne, să auzim chemarea ta mai mult decât propriile noastre nevoi. Vă, Doamne, ca cuvântul tău să se înscrie frumos în viața noastră. Ajută-ne, Părinte, ca numele Tău să îl păstrăm întotdeauna în sfințenie. Închinarea noastră să te caute întotdeauna. Vă Doamne, ca momentele noastre de apropiere de Tine să poarte pecetea jertfirii curate și a gândului prețios că nu suntem din lumea aceasta, ci ți-aparținem ție. Condu mai departe gândirea noastră în restul sabatului și lecțiile tale să ne învețe să fim asemenea chipului tău. Prin Domnul Isus. te-am rugat. Amin. Amin.